Tu ce faci când ai o problemă? Cum încerci să o rezolvi? Cum încerci să treci peste toate impasurile vieții care te apasă de cele mai multe ori, chiar atunci când nu te aștepți? Te-ai gândit vreodată să postești? Te-ai gândit vreodată de ce trebuie să postim? Te-ai gândit vreodată ce importanță are postul în viața omului? Ei bine, dăm voie să-ți spun că postul este mai mult decât îți poți tu imagina. Postul este o foame și o însetare după trupul și sângele euharistic al lui Hristos. Postul este o formă sacramentală de reînnoire sufletească și trupească. Prin post și prin rugăciune, omul se apropie tot mai mult de Dumnezeu. Și despre post, Sfânta Scriptură ne vorbește că chiar din grădina Edenului, Dumnezeu le-a dat poruncă lui Adam și Evei să mănânce din toți pomii, doar din doi să nu se apropie, din pomul adevărului, din pomul cunoașterii binelui și a răului și din pomul vieții. Ei bine, Hristos, la rândul său, a postit 40 de zile și 40 de nopți și tot Sfânta Scriptură ne spune că acest neam de demoni nu iese decât cu post și rugăciune. Postul și rugăciunea îmbinate ne fac să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Prin post și prin rugăciune, omul își astâmpără toate pornirile sufletești, trupești, toate patimile. Postul nu este doar o înfrânare de la anumite alimente. Postul este, dincolo de toate, o înfrânare de la a face sau a vorbi lucruri deșarte, de la a ne schimba mintea și comportamentul. Postul ne ajută să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și prin post să-L cunoaștem și să ajungem să-L iubim cu adevărat. Totodată, dragii mei, Petrețuțea spunea ceva extrem de frumos. Omul în genunchi, în fața lui Dumnezeu, este mult mai mare. Despre însemnătatea postului vă spun și Sfinții Părinți, iar Biserica Ortodoxă v-a pus la îndemână toate scrierile acestora din care să puteți trage singuri propriile concluzii. Postiți ori de câte ori se poate și credeți-mă că se poate de fiecare dată, miercurea și vinerea, în fiecare zi a săptămânii și în toate cele patru posturi de peste an. Și apropo, mergeți la biserică și spovediți-vă cât de des puteți, pentru că prin spovedanie ne spălăm sufletul de toate păcatele. Vă pup!